Un bărbat de 21 de ani din comuna Vințu de Jos este cercetat de polițiști pentru comiterea infracțiunii de delapidare. Polițiștii au reconstituit acțiunea în ziua de 24 iulie în calitate de angajat cu atribuții de gestiune al unei societăți comerciale din comuna Vințu de Jos. Bărbatul și-a însușit din casieria societății suma aproximativă de 19.722 de lei provenite din încasări. Tânărul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Alba. Oamenii legii continuă cercetările pentru comiterea infracțiunii de delapidare, faptă prevăzută de articolul 295 aliniatul 1 din Codul Penal.